România a fost confirmat un al patrulea caz de coronavirus, anunță Digi24. Este vorba despre o persoană din Timișoara care a intrat în contact cu o pacientă deja diagnosticată care s-a întors recent din Italia. Până acum au mai fost înregistrate 3 cazuri, unul în Gorj, unul în Timiș și unul în Maramureș. Tânărul din Gorj a fost declarat vindecat. Ceilalți 2 pacienți sunt în prezent spitalizați la Timișoara și Cluj-Napoca, iar starea lor este stabilă. La nivel național sunt în carantină 42 de persoane, iar 9431 de persoane sunt monitorizate la domiciliu, potrivit celui mai recent bilanț furnizat de grupul de comunicare strategică constituit la nivelul Guvernului României. Un accident neobișnuit s-a petrecut marți dimineață pe autostrada Soarelui A2, la kilometrul 90 pe direcția Constanța-București. Un tank aflat în cadrul unui transport militar de armament a atins cu turela un pasaj peste autostradă. Tancul a acroșat apoi și un autotren cu platforma. Toate vehiculele implicate se află pe banda de urgență, circulația desfășurându-se normal pe ambele benzi ale căii de rulare către București, transmite Direcția de Drumuri Constanța. Alianța USR Plus 2020 pare a fi în pragul desființării. După o ședință furtunoasă în care au ieșit scântei, liderii celor două formațiuni politice au ieșit cu declarații. Fostul premier Dacian Cioloș pare să fi găsit vinovații pentru zvonurile răspândite în spațiu public, presa și adversarii politici. Cu toate evidentele păreri disjuncte, reprezentanții Plus afirmă cu tărie că Alianța rămâne singura opțiune pentru credibilitate și pentru câștigarea alegerilor cu liste comune în toată țara. Așadar, liderii USR și Plus infirmă cu tărie orice disensiune între ei și iau în calcul o întărire a alianței și o abordare comună în ceea ce privește colaborarea cu alte formațiuni politice, cum ar fi PNL. Cei doi lideri afirmă cu fermitate că, cităm, alianța este singura modalitate de a combate hegemonia partidelor vechi cu metehne vechi. Am cerut să avem o alianță credibilă cu liste comune în toată țara, încheiem citatul, se afirmă în finalul comunicatului de presă emis de reprezentanții alianței. A închis laboratorul din Shanghai care a făcut public genomul noului coronavirus. Laboratorul a pus online structura genetică a COVID-19 pe 12 ianuarie, iar a doua zi autoritățile au ordonat închiderea lui. Publicarea genomului virusului, care nu fusese cunoscut până la acea dată, a permis cercetătorilor din întreaga lume să înainteze în realizarea unor tratamente eficiente. Cercetătorii de la laboratorul din Shanghai au cerut în mai multe rânduri redeschiderea, însă nu au primit aprobare. Se pare că publicarea a fost o decizie unilaterală a echipei științifice, aceasta anunțând autoritățile regimului comunist din China încă din 5 ianuarie că au găsit genomul virusului, adică o cale de rezolvare. Genomul a provenit de la virus recoltați de la un bărbat de 46 de ani, care fusese depistat pe 26 decembrie și care era vânzător în piața de fructe de mare din Wuhan. Cea mai caldă iarnă din istorie, în care a nins doar o zi, o treime dintre bucureșteni au plătit zi de zi o taxă de așteptare a zăpezii, scrie Digi24. Banii sunt din bugetele locale și au fost virați de primăriile sectoarelor 1 și 2 în conturile societăților care asigură dezăpezirea. Administrația sectorului 1 a plătit 79.000 de lei pe ziua de iarnă fără zăpadă. În sectorul 2, așteptarea zăpezii a costat mai mult, 164.000 de lei pe zi. Conform contractului semnat în 2005, primăria sectorului 2 e obligată să-i plătească societății de salubrizare Supercom câte 164.000 de lei pentru fiecare zi de iarnă în care nu ninge, iar utilajele sunt pregătite să intervină. Corneliu Drug, director la Direcția Servicii Publice Primăria Sector 2, confirmă taxa și spune că a fost stabilită prin licitație și că nu s-a făcut altceva decât s-a indexat. Ilie Ionel Ciuclea, patronul SECE Supercom SA, susține că nu este vorba despre o taxă de așteptare a zăpezii, ci este o consecință a investiției în programul de iarnă. Dorin Velicu,
cu directorul operațional al Romprest este de părere că prin tariful acesta de așteptare nu se amortizează decât utilajele, salariile personalului și cheltuielile infrastructurii pe care am făcut-o pentru desăpezire, respectiv depozite de sare, parcarea utilajelor, cazarea șoferilor, pentru că trebuie să le asiguri regimul de permanență și mereu în timpul activității de desăpezire, inclusiv o masă sau un ceai. Există și o rezolvare, dar numai pentru locuitorii din sectorul 2, unde primăria organizează licitație pentru serviciul de salubrizare și dezăpezire. În privința locuitorilor sectorului 1, care sunt ceva mai bogați, ei vor mai plăti încă 10 ani utilajele pentru dezăpezire, așa cum scrie în contractul primăriei. Anul trecut, la conferința Facebook, oficialii companiei au promis o versiune mult mai suplă pentru Facebook Messenger, Lightspeed, care să fie mult mai rapidă și mai prietenoasă cu utilizatorii, ceea ce s-a și întâmplat. Facebook Messenger a lansat noua versiune pentru iPhone și iPad, la care s-a lucrat intens prin eliminarea unui număr foarte mare de linii de cod, pentru această nouă versiune a aplicației fiind necesare practic o cincime din liniile de cod inițiale. Oficialii Facebook nu au fost foarte comunicativi cu privire la facilitățile pe care le-au eliminat pentru a câștiga în viteză și suplețe. Utilizatorii pot constata că cel puțin trei elemente importante au fost eliminate: discovery, jocurile și boții. Această nouă versiune a Facebook Messenger este de fapt un prim pas pentru platforma unificată de comunicare, despre care se spune că va fi lansată anul acesta și va permite conexiunea între Messenger, Instagram și WhatsApp. Liberalii au pierdut într-o lună aproape 7% în intenția de vot la parlamentare, în timp ce socialdemocrații au câștigat 5 puncte electorale, relevă ultimul sondaj INMAS realizat la comanda Europa FM. PNL ar obține 40,7% dacă ar avea loc alegeri parlamentare duminica viitoare. În barometrul din luna ianuarie, procentul era de 47,4%. Este prima scădere de cotă electorală a PNL din ultimul an. PSD însă crește în opțiunile de vot, 25,8% dintre respondenți susțin că ar vota cu socialdemocrații, spre deosebire de 20,6% cu o lună înainte. USR este creditat cu 10% față de ianuarie, când avea o cotă de 12,4%. Plus are un scor de 3,5%, similar cu măsurătoarea precedentă. Sondajul a fost realizat de INMAS la comanda Europa FM pe un eșantion de 1010 persoane și are o marjă de eroare de 3,1%. Salariații întreprinderii de mașini grele București protestează marți în fața guvernului împotriva intenției proprietarului corean al fabricii de a o închide și de a vinde terenul pe care se află platforma industrială. Protestatarii solicită guvernului să intervină pentru salvarea de la închiderea întreprinderii. Președintele sindicatului independent Dreptate, Alexandru Voicu, a declarat marți pentru Ager Press: solicităm guvernului implicarea în acționariatul companiei și salvarea ei de la închidere, să cumpere acțiuni. Astăzi mai sunt 300 de salariați ai IMGB și încă 100 de subcontractori. Coreenii au o fabrică similară în Coreea, duc acolo utilajele pe care le pot folosi, restul utilajelor le vând la preț de mâna a doua, demolează, vând fierul, 10.000 de tone de fier, după care vând pământul, 56 de hectare. Deci o demolează. Am depus memorii și la Ministerul Muncii și la Guvern și la Ambasada Coreei de Sud, dar până acum n-am primit niciun răspuns. O să depunem și astăzi un memoriu la Guvern, a afirmat președintele Sindicatului Independent Dreptatea, Alexandru Voicu. Începând de astăzi, 3 martie 2020, accesul din DN1 către aeroportul internațional Henri Coandă, direcția de mers dinspre București spre Ploiești, se face prin sensul giratoriu de sub pasajul Otopeni din DN1, kilometrul 16 plus 120, a transmis printr-un comunicat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Breteaua de acces existentă în prezent pentru intrarea din DN1 în aeroportul internațional Henri Coandă se va închide pentru executarea lucrărilor în interiorul sensului giratoriu de la terminalul sosiri al aeroportului.
aeroportului, în vederea realizării obiectivului modernizarea liniei de cale ferată București Nord, aeroportul internațional Anicoan de București, faza 1, raport CF la terminalul 1, menționează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Autoritățile estimează că restricția va fi menținută până în data de 30 aprilie 2020. Conducătorii auto sunt rugați să respecte restricția de circulație instituită și semnalizarea rutieră temporară, a mai transmis Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Președintele Klaus Iohannis și cei din PNL sunt conștienți că alegerile anticipate au șanse mici de materializare, motiv pentru care la Cotroceni se pun la cale strategii salvatoare, transmite știri pe surse.ro. Conform sursei citate, unul dintre scenariile luate în calcul după ce va pica guvernul Câțu în Parlament este încredințarea mandatului de premier unui tehnocrat. În acest fel, Klaus Iohannis va abandona scenariul alegerilor anticipate și va forța învestirea unui guvern de tehnocrați, dar susținut puternic de PNL. De ce ar alege președintele un tehnocrat? La guvernare, cei de la PNL se erodează și deja se vede în sondaje o scădere a intenției de vot. Un guvern tehnocrat va mai îndepărta din presiunea pusă pe cei din PNL, iar partidul va putea intra în tranșee pentru alegerile parlamentare. Evident, orice gafă sau greșeală a guvernului tehnocrat va fi decontată, dar nu la fel de puternic ca atunci când măsura poartă ștampila PNL. În acest moment, PSD trage de timp în Parlament și este posibil ca termenul pentru anticipate să se împlinească în luna iulie. Liberalii nu vor sub nicio formă organizarea alegerilor parlamentare în plină perioadă de concedii. În mod tradițional, în această perioadă a anului, românii pleacă în concedii, iar liberalii riscă un mare eșec. Calculele electorale sunt destul de simple la PNL. Liberalii obțin un scor mai mare dacă prezența la vot este una mare. În schimb, PSD are un bazin electoral disciplinat, iar la o prezență scăzută la vot, scorul partidului va crește. Un aspect trebuie reținut. PSD este partidul care va decide dacă vom avea sau nu anticipate, pentru că PSD controlează structurile de conducere ale Parlamentului și pot bloca orice procedură. Înscrierea la clasa pregătitoare începe miercuri 4 martie în toate școlile de stat și private. Cererea de tip înscriere poate fi completată online pe site-ul fiecărui inspectorat școlar, iar ulterior părinții trebuie să o ducă la școala unde au făcut înscrierea. Cererea tip de înscriere nu este deocamdată disponibilă online. Ea urmează să fie disponibilă începând de miercuri dimineață, potrivit Ministerului Educației, citat de Hot News. Părinții ai căror copii împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2020 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare. Înscrierea la clasa pregătitoare începe pe 4 martie, iar prima etapă se încheie pe 23 martie. Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2020, inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar, clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. Părinții copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2020, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, sau ai celor pentru care evaluarea arată că dezvoltarea lor psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, vor fi consiliați în vederea înscrierii celor mici la grădiniță în grupa mare. WhatsApp este sigur. Așa să fie oare, 1,5 miliarde de utilizatori din întreaga lume folosesc cu încredere această populară aplicație. De ce? Este sigură. Intimitatea este garantată, nimeni nu poate accesa mesajele sau comorbidurile tale telefonice. Ei bine, lucrurile nu stau chiar așa. Jurnalistul publicației germane Jordan Wilden, specializat în subiecte legate de multimedia și tehnologie, a descoperit ceva ce ar trebui să ne pună pe gânduri și care, desigur, pune la îndoială tehnologia de criptare a aplicației. Concret, chaturile de pe WhatsApp pot fi găsite cu ușurință datorită faptului că Google indexa link-uri către conversații despre care se presupunea că sunt private. Un scandal recent a expus numerele de telefon a 48 de participanți într-un grup de chat între organizații non-guvernamentale acreditate la Națiunile Unite. Specialistul în securitate al Facebook, cunoscut sub numele de cod HackCRZ Vijay, a declarat că aceasta este o decizie intenționată și că administratorii grupului pot
pot invalida aceste link-uri dacă doresc. WhatsApp se apără și afirmă că de fapt totul este pentru siguranța utilizatorilor și că expunerea numerelor de telefon se înscrie în aceeași idee. Fiecare să știe de la cine primește mesaje. Este evident că această dispută este abia la început. Sunt deja companii mari care au renunțat să mai comunice prin acest tip de mesaje. Dar oricum ar fi, ceea ce contează este să știi că în era tehnologiei nu ești niciodată singur. Dacia a prezentat astăzi concept carul Spring, primul său model de mașină electrică din istoria acestei mărci. Dacia Spring vrea să fie cel mai accesibil model de mașină de oraș 100% electrică de pe piață. Prezentarea modelului electric urma să aibă loc în cadrul salonului auto de la Geneva, care a fost anulat din cauza epidemiei de coronavirus. Așadar, Dacia prezintă astăzi un model de segment mini cu 5 uși și 4 locuri, o mașină compactă și ușoară de oraș cu o motorizare 100% electrică. Autonomia versiunii de serie va fi de circa 200 de km, conform normelor WLTP, fapt ce promite și o utilizare pe trasee interurbane. Dacia Spring va beneficia de o baterie de litiu-ion de 26,8 kW/h și un motor de 33 de kW, adică 45 de cai putere. Viteza maximă va fi de 105 km/h, iar încărcarea bateriei va dura în jur de 30 de minute pentru aproximativ 80% din capacitatea bateriei. Prețul Daciei electrice va începe de la aproximativ 15.000 de euro, versiunea standard, la care se vor aplica subvențiile în funcție de fiecare țară, conform profit.ro. Modelul de serie va fi disponibil în 2021, urmând să reprezinte o soluție ideală pentru noile servicii de mobilitate, precum flotele de vehicule in car sharing.